Hai noroc! Pornim în forță într-un weekend în care câștigurile par a ne fi la îndemână. Astăzi, vineri, un calup de 8 ponturi în care voi combina fotbalul cu selecții din tenis și basket. Brescia AC Milan, oaspeții câștigă cel puțin o repriză, cota este 1.42. După o primă parte a stagiunii ratată, AC Milan dă semne de revenire. Probabil nu este o coincidență că seria pozitivă a început după achiziționarea lui Ibrahimovic. De partea cealaltă, Brescia, fără Balotelli de seară, se îndreaptă cu pași repezi către serie B. 2 puncte în ultimele 5 etape, 12 goluri primite. Dortmund-Köln. Dortmund marchează în ambele reprize, cota este 1.70. Köln este în formă, însă directele cu Dortmund i-au cauzat mereu mari probleme. În plus, gazdele l-au din nou titular pe senzaționalul atacant Haaland. Norvegianul și-a început perfect aventura la Borussia, reușind o triplă runda trecută în succesul galben-negrilor la Augsburg. Utrecht-Den Haag, gol marcat în ambele reprize, cota este 1.42. Întăriri importante pentru Den Haag în această pauză de iarnă, înaintea unui retur în care formația trebuie să se desprindă de zona retrogradării. Utrecht stă bine în clasament, dar vine după 3 eșecuri consecutive pe teren propriu. Sunderland Doncaster 1x și 0-4 goluri în meci, cotă 1.40. Sunderland rămâne o echipă precaută, dar mult mai eficace în ultima perioadă. Pisicile negre sunt neînvinse în precedentele 7 meciuri, toate de campionat, partide în care a marcat de 12 ori, primind doar 3 goluri. În final, un mix de ponturi extrase din ofertele pe tenis și basket. Pariem pe meciuri normal de la Australian Open, dar și pe două dispute programate în etapa a 21-a Euroligii de basket. Așadar, Memphis Gulbis peste 34,5 game-uri, cota 1.53, Zverev Verdasco 1, cota 1.40, Panathinaikos Lyon 1 cu handicap 7,5 puncte, cota 1.40, Real Madrid Anadolu Efes peste 161,5 puncte, prelungiri incluse, cota 1.47. În final, vă reamintesc să accesați, să intrați pe canalul nostru de YouTube. Hai noroc!